Bună ziua! Dacă vă amintiți, acum câteva luni de zile, când am investit acest guvern, am avut o solicitare simplă și clară. I-am rugat să termine cu această țopăială fiscal-bugetară. Dar nu s-a întâmplat chiar așa. Vreau să vă prezint câteva cifre și câteva evaluări în legătură cu situația economică în care ne aflăm noi, românii, în care se află România. România traversează o perioadă de creștere economică. În sine, este o veste foarte bună. Creșterea economică, record chiar în Uniunea Europeană. Dar această creștere, din păcate, are vulnerabilități care trebuie cunoscute. Prima. Creșterea se bazează pe consum, preponderent pe consum. Și astfel de creștere nu este, în general, văzută ca o creștere sustenabilă sau o creștere de durată. Lipsește o parte esențială pentru a avea o creștere economică sănătoasă. Lipsește partea de investiții. Lipsa investițiilor este un semnal foarte îngrijorător. Și nu vorbesc doar despre investițiile în economia privată, unde au scăzut față de anul trecut, investițiile au scăzut semnificativ. Bună oară, investițiile străine au scăzut cu 20%, față de aceeași perioadă anului trecut, vorbesc de semestrul întâi. Și mai îngrijorător, au scăzut... Nepermis de mult investițiile publice. Investițiile publice au un rol foarte important în echilibrarea economiei. Acestea au scăzut cu peste 20% față de aceeași perioadă anului trecut, când vă amintiți că nici anul trecut nu au fost chiar grozave și față de situația de anul trecut, care nu a fost chiar roză. Au scăzut încă cu 20%. A doua chestiune, veniturile fiscale. Suntem într-o situație foarte ciudată. Economia crește și veniturile fiscale scad. În loc să avem mai mulți bani la buget, fiindcă avem o economie în creștere, culmea, avem mai puțin bani la buget. Ca să vă dau doar un exemplu grăitor în acest sens. Se știe că performanța încasării veniturilor fiscale se măsoară în procent din PIB. Deci cât din PIB reușește statul să colecteze în acest an colectarea a ajuns atenție la un minim istoric de 25, ceva la sută din PIB. Față de cât ne-am propus acum câțiva ani de 35%. Încă 35% ar fi puțin în comparație cu alte țări europene, dar 25% vă spun că este extrem, extrem de puțin și acest lucru trebuie să ne îngrijoreze pe toți. Și în fine, avem un adevărat paradox. Avem o creștere record a PIB-ului și tot o creștere record a datoriei. Guvernul se comportă ai doma unui om care câștigă în fiecare lună tot mai mult, dar pe măsură ce câștigă mai mult, împrumută mai mult de la bănci și lasă datoria în plata copiilor și în plata nepoților. Este un comportament contraproductiv și care în niciun caz nu trebuie să ne încurajeze să continuăm. În privința cadrului fiscal-bugetar, există multiple preocupări, există multiple avertismente, există multiple discuții în spațiu public și există acțiuni foarte concrete ale sindicatelor. Comisia Europeană Atenție, nu cum cineva a spus la viteză că cineva din reprezentanță, nu. Comisia Europeană a declanșat procedura de deviație semnificativă în privința deficitului bugetar. Păi, ce înseamnă deviație semnificativă? Adică, în privința comportamentului fiscal, am cam luat-o pe arătură, cum se spune popular. Am pierdut ceea ce se numește predictibilitate și sustenabilitate. Singurul lucru care totuși se mai poate prezice că așa nu merge bine. Această predictibilitate este vitală într-o economie sănătoasă, la fel cum sustenabilitatea este vitală. Sustenabilitatea, adică să avem politici publice și măsuri care permit o creștere în continuare și, în definitiv, care permit creșterea bunăstării populației. Guvernul a anunțat un pachet de măsuri fiscale. Se pare că zilele acestea va intra în discuția guvernului și din acest motiv fac declarația de astăzi, fiindcă acest pachet, după părerea mea, nu este clamata Revoluție Fiscală, ci cred că se va transforma într-o bulversare fiscală. Se propune acolo trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, dar și o reducere a impozitului pe venit. Așa, la prima vedere, pare un lucru interesant. Dar o analiză mai aprofundată arată că aceste măsuri mai degrabă complică problemele decât să le rezolve. De exemplu, coaliția de guvernare, coaliția PSD-ALDE, spune că transferă contribuțiile sociale la angajat, dar vine, pe de altă parte, cu acea nouă taxă de solidaritate, au numit-o, sau ceva similar, de 2,25% care rămâne la angajator. Păi ori transferăm, ori nu transferăm. Deci, în realitate, transferăm parțial. Dar pentru oameni, ce iese de aici? Problema care apare și întrebarea pe care și-o pune orice român. Bun, mare, bulversare mare, trecem contribuțiile la angajat, rămâne ceva la angajator, scădem impozitul. Dar în buzunar ce rămâne? Ei, culmea, nimic! Nimic nu se schimbă în buzunarul românului. A făcut un calcul, folosind, sigur, datele comunicate public. Și ca să nu fiu acuzat că folosesc un exemplu de salariu foarte mic sau foarte mare, a făcut un calcul pe salariul mediu brut pe economie, care în momentul de față este 3329 de lei. Atenție, mediu brut. Cineva care are acest salariu mediu brut câștigă net acum 2335 de lei. Deci atâta primește. Românul care câștigă mediu brut pe economie. Aplicăm măsurile propuse de coaliția PSD-ALDE și implementate cu mult entuziasm, se pare, de guvern. Facem un calcul și ce credeți că găsim? Dacă pornim de la premisa că angajatorul este de bună credință și nu vrea să-i scadă venitul sau salariul, angajatului. E, iată că la un total cost al angajatorului, care acum este de 4.086 de lei și care rămâne 4.086 de lei, salariatul câștigă în plus fix 3 lei. Deci marea revoluție fiscală făcută de PSD-ALDE aduce unui om care a câștigat sau care câștiga acum 2.335 de lei, încă 3 lei în plus. Este caragios. Nu că e rău că ar câștiga și eu îmi doresc să câștige oamenii mai mult. Dar promisiunea PSD-ALDE că prin transferarea ceaseului, prin scăderea impozitului pe venit, ar crește salariul, este pur și simplu falsă. Crește cu 0,1%, adică cu acei 3 lei pentru salariul mediu brut. Crește cu un pic mai mult pentru salariul minim, fiindcă a fost modificat, nu din alte motive. Păi dacă politica PSD-ALDE vizează și are ca ultim argument, creșterea salariilor, ele de ce nu cresc? De ce este nevoie de această mega țopăială fiscal-bugetară? Mai mult și mai grav. Acest calcul este în regulă și putem să spunem bine că e și o creștere de 3 lei. Dar există îngrijorări în mediul economic, la sindicate, la români. Că, în realitate, vor fi sectoare întregi unde salariile vor scădea în urma acestor măsuri. Și atunci, chiar putem să ne întrebăm cui folosește această. Țopăială fiscală. Românilor, sigur, nu. În consecință, solicit coaliției aflate la guvernare, PSD și ALDE, să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la acest tip de politică fiscală care generează neîncredere incertitudine și, în definitiv, nu ajută pe nimeni. Iar în legătură cu măsurile economice propuse, recomand prudență la nivelul deciziei politice și guvernamentale, fiindcă nu-mi doresc și nimeni nu-și dorește o politică de azi pe mâine. România are nevoie de o politică care rezolvă problemele nu astăzi și poi mâine apar mai grave, ci are nevoie de o politică care rezolvă problemele românilor pentru un viitor previzibil. Deci o politică sustenabilă, cum se spune, în limbajul de specialitate. De aceea, avertizez la modul cel mai serios decidenții politici. Să aibă grijă și să judece clar la rece, ca să nu bage România și pe români într-o aventură economică, fiscală, cu final trist. Dacă aveți întrebări, vă rog. Bună ziua, domnule președinte, doamna Păcurare, Realitatea TV. Da. O altă îngrijorare din spațiul public este cea referitoare la legile justiției. Au fost depuse zilele trecute în Parlament. Printre altele, coaliția de la putere vrea ca ele să fie dezbătute în procedură de urgență. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră, atribuțiile președintelui denumirea procurorilor șefi sunt păstrate, dar cele de revocare eliminate. Cum vedeți aceste propuneri? Dați-mi voie să mă refer la procedură și pe urmă câteva chestiuni și despre fondul problemei. S-a reușit, în speță și cu rezultate remarcabil de negative, a reușit Ministrul Justiției să demonstreze că se poate și mai netransparent, și mai neclar, și mai incert decât până acum. Niciodată. N-am avut până acum o astfel de procedură viciată de legiferare. Un pachet de legi asumat de ministru, cerut avize toate negative, nu se lasă ministrul, se duce fără să aibă drept de inițiativă legislativă în Parlament, își dă fizic proiectele. Din mână, parlamentari din coaliție iau aceste proiecte și le prezintă ca și cum le-ar fi creat acasă și acum avem inițiativă parlamentară. Așa nu se legiferează. Pe de altă parte, dacă ne uităm la conținut, cu siguranță unele prevederi din aceste modificări ale legilor sunt bune, oportune și necesare. Mă gândesc aici la puneri de acord cu decizia ale Curții Constituționale, puneri de acord cu directive europene și așa mai departe. Însă de la a corecta legislația, ceea ce în esență ar fi fost un lucru bun, până la o ciopărții, ceea ce se întâmplă, se pare acum, este cale lungă și nu ar trebui să parcurgem. Există și informații cu privire la o redefinire a abuzului în serviciu. Aveți îngrijorări legate de acest lucru? Aud tot felul de teorie în spațiul public și nu pot să nu spun că mă tem și aici de ce opărțiri are ale legislației în vigoare. Mă gândesc bună la cel mult discutat și mult vehiculat prag. Nu cred că trebuie să existe un prag valoric pentru a defini abuzul în serviciu. Un funcționar sau un demnitar poate să facă abuz în serviciu și contra intereselor publice. Și așa ceva este greu de cuantificat. Aici este nevoie de o discuție aprofundată și de bună credință. Ori chiar această bună credință este greu de găsit și greu de văzut în toată dezbaterea pe care o avem. Mulțumesc! Bună ziua, Alina Manolache, 24 Bine. În legătură cu măsurile fiscale la care v-ați referit, o altă măsură anunțată de guvernanți este scăderea contribuției la pilonul 2 de pensii. Chiar dacă există o asigurare că nu se modifică suma, care este poziția dumneavoastră în legătură cu această scădere a contribuției și cum i-ar putea afecta pe cei care contribuie în acest moment și speră la o pensie mai bună la bătrânețe? Nu aș vrea să intru în detalii, însă dați-mi voie să vă reamintesc că Exact, în seara când am investit actualul guvern, a apărut un scandal public, fiindcă nou propusul ministru de Finanțe n-a găsit lucru mai bun de făcut decât să anunțe că vrea să desfințeze pilonul 2 de pensii. Nu cred că astfel vom îmbunătăți pensia românilor. Ceea ce se dorește va duce implicit la scăderea pensiei aferente pilonului 2 și nu cred că este un lucru bun. Dacă mai permiteți o întrebare, Călim Popescu Tăricianu a declarat că în România Parlamentul și Guvernul nu își pot exercita puterea pe care în mod legitim o au și a făcut o paralelă cu Rusia, acolo unde Vladimir Putin și serviciile dețin controlul. Cum vedeți o astfel de declarație? Există forțe subterane care conduc România și nu lasă Parlamentul și Guvernul să-și facă treaba? În România nu există nici forțe oculte, nici forțe subterane și cu certitudine nu există în România un stat paralel. Să știți că o vreme am mai urmărit declarațiile domnului menționat de dumneavoastră, care a fost și prim-ministru, a avut abordări câteodată interesant de urmărit. Dar de la o vreme încoace, credeți-mă, nu mai urmăresc afirmațiile acestui domn, fiindcă au devenit din ce în ce mai ciudate. Câteodată se creează impresia că este puțin obsedat. Ori persoane puțin obsedate nu fac bine politicii. Vă Și culmea. Aceste abordări foarte ciudate au apărut cu intensitate de când procurorii l-au deferit justiției pe acest domn. Vă rog. Vă mulțumesc. Bună ziua, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, acest avertisment pe care l-ați trimis astăzi, l-ați trimis și personal premierului Tudose sau ministrului de finanțe? Ați avut o discuție cu cineva din guvern pe aceste teme? Da, am avut discuții pe aceste teme. Și în urma acestor discuții sunteți optimist că se va ține cont de avertismentul dumneavoastră? În urma acestor discuții, fiecare a rămas pe părerea lui, cu părerea lui. Dacă îmi permiteți o revenire și la legile justiției, dacă acest pachet legislativ sau felul în care el este discutat și introdus în Parlament, credeți că va avea efecte asupra României și mă refer în principal la obiectivul pe care vi l-ați asumat și dumneavoastră de renunțare la mecanismul de cooperare și verificare? Pentru mine obiectivul principal este păstrarea independenței justiției și păstrarea eficienței și eficacității în sistemul de justiție. Ca să păstrăm aceste lucruri sau ca să îmbunătățim aceste lucruri, sigur se poate discuta despre modificări ale legislației. În faza în care suntem acum, când nici nu mai știm cine a propus și ce a propus, nu aș face astfel de evaluări. Sper ca din dezbaterea parlamentară să reiasă proiecte de legi care într-adevăr fac bine justiției și nu fac rău independenței justiției. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, Andreea Dumitrache, Antena 3. Domnule președinte, ați venit cu un calcul în care ați arătat că trecerea aceasta a contribuțiilor de la angajator la angajat va duce la o mărire foarte mică de salariu. Cei din guvern au venit însă și au spus că această măsură ar putea să aducă însă contribuții sociale la pensii mai mari pentru angajați. Cum vedeți această replică a lor? Aveți o analiză și pe această măsură? După evaluarea mea, aceste măsuri și calcule care s-au făcut sunt cârpeli. Veți merge în ședința de guvern în care se va discuta această modificare a codului fiscal, pentru că au fost reprezentanții sindicatelor care v-au cerut să fiți mediator. Eu mă simt obligat față de români. Să îmi spun părerea atunci când cred că lucrurile nu merg bine. Pe de altă parte, președintele României, conform Constituției, nu are atribuții concrete în domeniul economic, deci nu voi merge în ședința de guvern. Dacă îmi permiteți legat de legile justiției, ministrul Tudorel Toader a înaintat propriul proiect. Cei din parlament, parlamentarii PSD au considerat că ar trebui să aibă o altă viziune asupra acestor legi ale justiției. Mai exact, dumneavoastră aveți anumite cereri punctuale pentru că ați criticat primul proiect al lui Tudorel Toader legat de inspecția judiciară și de acea propunere de numire a procurorilor șefi. Aceste două s-au schimbat în viziunea celor de la PSD. PSD. Tocmai acum mi-am expus aceste obiective și nu cred că trebuie să le repet. Veți cere celor din parlament. Voi subiect. fi foarte activ în acest proces legislativ și voi face uz de toate prerogativele prezidențiale. Cum credeți că ar trebui să arate inspecția judiciară? Pentru că cei de la PSD asta spun că dacă ar fi o instituție autonomă, nu ar mai fi astfel de probleme. Eu cred că inspecția judiciară, în paranteză, nu este treaba președintelui să legifereze, dar pot să-mi exprim o opinie. Deci vă rog să o luați ca și opinia persoanei Claus Iohannis. Inspecția trebuie să rămână la CSM, dintr-un motiv constituțional extrem de simplu și clar. În Constituție scrie SEC. Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției. De unde concluzionăm simplu că inspecția trebuie să fie tot acolo? Argumentele veiculate în spațiul public în ultima vreme, că oamenii nu s-ar înțelege acolo la inspecție, că unii ar avea o părere, alții au altă părere, acestea sunt detalii care se pot remedia foarte ușor. Dar principiul este unul care este ancorat în Constituție. Bine că este ancorat și este foarte simplu. CSM-ul reprezintă justiția, nu Parlamentul. Parlamentul legiferează, Parlamentul creează legislația, sistemul judiciar o aplică. Aceste lucruri nu pot și nu trebuie să fie amestecate. Îmi mai permiteți o întrebare, vă rog? Sigur că Dom da. Domnule președinte, în acest moment avem o situație la această inspecție judiciară sub CSM. Sunt trei membri care au avut opoziție, ceilalți trei membri opoziție contrară. Ministrul Justiției Tudorel Toader spunea că ar putea să încline balanța în ceea ce privește revocarea procurorului șef al DNA. În acest moment, dumneavoastră aveți încredere în Ministrul Justiției că va face ceea ce trebuie? pur instituțional, probabil v-ați aștepta să spun că am toată încrederea, dar experiența ultimelor luni nu-mi permite să spun așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua, domnule președinte! Anca Orhian sunt de la România TV. Aș avea câteva aia. precizări legate de aceste măsuri fiscale. Știu că ați, spus, ați explicat care este poziția dumneavoastră, dar aș vrea să vă întreb. În condițiile în care nu mergeți la ședința de guvern mâine, că mâine este programată și mâine trebuie adoptate ordonanțele și hotărârea de guvern, și practic ați făcut această solicitare și un avertisment către executiv, dacă ei nu vă vor asculta, cei din mediul de afaceri și sindicatele vă cer totuși o mediere, să vă așezați la masă, să aveți un dialog corect, ei așa spuneau. Nu veți încerca măcar acest lucru? în măsura în care ei nu se găsesc, dar văd că se găsesc la discuții, voi interveni pentru mediere. Însă aceste chestiuni, după știința mea, se rezolvă în cadrul tripartit. Se întâlnesc cu guvernanții, cu sindicatele, cu patronatele și discută până când găsesc soluții. Se pare Că este nevoie de mai multă răbdare acolo și de o parte și de alta. De asta am făcut un apel public ca să-și revină. Dacă nu-și revin până mâine, așteptăm încă un apel de la dumneavoastră. Da, de data aceasta presupun că îi chemați la discuții. Și v-aș întreba, spuneați că ați discutat... Măsura cu... în care uh, o să ajung la concluzia că ajută, fiți sigură că asta o să fac. Spuneați că ați discutat cu cei din uh, executiv. Vă spun că ați discutat cu premierul uh, Tudose sau cu ministrul de uh, finanțe. V-aș întreba dumneavoastră, l-ați sunat tocmai să-l avertizați că nu este în regulă ce se întâmplă sau v-a sunat el să vă informeze că are de gând să facă aceste. Uh, să ia aceste decizii importante pentru. Cred România. că pentru opinia publică este important să se știe că am discutat. Cum concret, nu cred că este relevant. Vă întrebam pentru că dacă spuneați că fiecare Știu, a rămas cu poziția lui și, și a fost fără rezultat până la capăt, Mulțumesc. discuția. Dacă se mai poate o precizare legată de raportul inspecției judiciare pe, privind activitatea dna Nu l-am va... citit, așa că nu-l discutăm astăzi. Da, dar despre semnale din uh, spațiul Nici public legate de revocarea nu... doamnei Chiove și. Ei, considerați că există, adică au fost foarte multe semnale legate de acest lucru. Știu că ați fost întrebat de foarte multe ori legat de acest uh, context, dar. Până acum nu s-a schimbat nimic. Iarăși, domnul Tudorel Toader are o decizie importantă, dar și dumneavoastră de această dată. Credeți că, după tot ce s-a întâmplat, și v-aș da și un exemplu recent, doar dosarul domnului Blaga, cel care a instrumentat, într-adevăr, de DNA, până la urmă achitat, deci destul de multe erori, aș putea să spun. Există acolo dovezi că cineva ar trebui să nu mai rămână în funcție? Pot doar să repet ce am mai spus, dacă doriți. Eu am încredere în justiția românească. Și cu asta am spus tot. De aceea mă și implic în mod excepțional, fiindcă de obicei nu mă implic într-o procedură legislativă în curs, ci la final. Dar cred că tema este atât de importantă pentru România și pentru români, încât este bine să exprim anumite puncte de vedere înainte. Iar acestea două pot să le repet și îmi face plăcere justiția trebuie să fie independentă de politic și justiția este în momentul de față independentă și își face treaba. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule președinte, bună ziua, Anca Grădinarul lui Europa FM. V-aș ruga, dacă se poate, să ne spuneți care au fost argumentele premierului, pentru că toată lumea spune că nu înțelege de ce sunt aceste măsuri. Vă întreb dacă dumneavoastră v-a explicat cu cifre. Ar fi incorrect să fac eu afirmații despre o discuție care a fost doar între noi. N-aveți decât să-l întrebați pe premier sau pe uh, ministrul finanțelor, cel cu pilonul, cel cu solidaritatea, cum, explice, cum explică românilor aceste chestiuni. Fiindcă, până la urmă, nu trebuie să fiu eu convins, ci omul de rând trebuie să înțeleagă de ce se schimbă tot și el nu câștigă mai mult. Sindicatele au avertizat unele dintre ele că vor intra în grevă generală, altele că vor declanșa proteste ample, iar unul dintre argumente este că de la 1 ianuarie nu vor fi suficienți bani pentru a aplica inclusiv legea salarizării bugetarilor. Din analiza dumneavoastră reiese că, într-adevăr, nu sunt bani pentru că ați făcut o analiză economică și v-aș întreba în acest context dacă vă îngrijorează aceste mișcări sociale anunțate inclusiv un protest duminică. Aceste mișcări sindicale sunt lesne de înțeles. Așa cum am pus eu întrebarea de ce facem aceste lucruri, așa se întreabă și ei. Și cum sindicatele nu au primit răspunsuri satisfăcătoare și se tem că, în ciuda promisiunilor de creșteri salariale, e posibil să apară scăderi salariale, apar mișcări sindicale și guvernul sau exponenții coaliției, cine va dori, nu-i foarte clar cine ce hotărăște și cine ce spune acolo, n-au decât să vină cu explicații pertinente. Și pe dumnealor, chiar vă rog să întrebați, sunt bani sau dreptate sindicatele că de fapt nu sunt bani? Vă întrebam dacă din analiză economică reiese același lucru. Aceste analize economice le face guvernul și entitățile guvernului. Mulțumesc. Bună ziua. Florin that's Pușca, right. pe Domnule președinte, zilele trecute domnul Vasile Blaga a fost achitat în primă instanță pe motiv că fapta nu există. Este deja al doilea lider PNL care se află în această situație. Au apărut și reacții din cadrul partidului care acuză faptul că procurorii au afectat în mod negativ performanțele partidului în alegeri anul trecut și care vă reproșează indirect dumneavoastră afirmația cu privire la prezumția de nevinovăție. Vă mențineți poziția exprimată anterior cu privire la faptul că prezumția de nevinovăție nu funcționează în politică? Și, în același context, dacă dumneavoastră considerați necesară o năsprire a legislației în domeniul răspunderii magistraților? Acum, dacă mă întrebați așa, dați-mi voie să repet ce am spus. Prezumția de nevinovăție funcționează pentru orice persoană, dacă este urmărită penal sau judecată. Dar este o prezumție care se folosește și funcționează în aplicarea justiției, nu în aplicarea politicii. În politică nu există, nota bene, Despărțim justiția de politică, cum vreau să rămână justiția departe de politic. În politică nu există așa ceva. În politică există promisiuni electorale, există integritate sau din potrivă, există așteptări și există postura unui politician. Pentru ca un politician să fie credibil, este nevoie să fie integru. Și atunci, prezumția de nevinovăție este în alt capitol. Un politician acuzat de corupție sau de delapidare sau de minciună sau de favorizarea infractorului n-are ce căuta în fruntea statului până când nu-și rezolvă problema. Dacă este nevinovat, cinste lui foarte bine, poate să revină în politică, să meargă înainte și să spună, domnule, uite, am fost acuzat pe nedrept, dar mi-am dovedit nevinovăția și acum am venit să repar țara. Super. Dar până atunci. Și legat de a doua parte, răspunderea magistraților, cum o vedeți dumneavoastră, este. Okay, răspunderea văd magistraților văd? este prevăzută în legislație și discuția este artificială. Uh, se poate discuta despre o înăsprire sau schimbare sau orice, dar răspunderea este prevăzută în legislație. N-au decât specialiștii, dar cu preponderență cei din sistem și nu povestitorii din afară, să analizeze și să vină cu propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ, dacă, încă o dată, dacă este cazul. Dacă mai permiteți o întrebare, pentru că ne Sigur vedem că destul de da. dar, uh, aveți de gând să faceți o propunere pentru uh, conducerea serviciului de informații externe? Sunt deja luni bune de când funcționează fără director, deși legea prevede că trebuie să existe un director civil. Da, am de gând. Aveți un orizont de timp? Nu. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, dacă îmi permiteți să revin pentru o precizare, domnule președinte. Uh, ați spus mai devreme că veți fi foarte activ în procesul legislativ. Uh, care se desfășoară privind legile justiției. În, acest, în această activitate, referendumul pe care l-ați anunțat la începutul anului rămâne o opțiune și în ce condiții ați putea merge mai departe cu el? P Am spus-o mai înainte. Sunt dispus să folosesc absolut toate pârghile și prerogativele prezidențiale pentru a interveni în acest proces în sensul păstrării independenței justiției. Și ce anume Tot determina... ce este posibil și legal și constituțional poate și va fi folosit de mine. Nu, Acum vă... nu o să vă dau detalii, fiindcă... Vă întrebam ce anume s-ar determina totuși să, de strategia me să mergeți mea politică. înainte cu referendumul. Ce ar trebui să se întâmple? În ce condiții? Asta o să aflați atunci când iau această decizie. Și dacă mai îmi permiteți o întrebare referitor la discuția cu premierul Tudose pe care spuneți că ați avut-o, în momentul în care premierul a anunțat acea mult discutată remaniere care a provocat chiar o criză în interiorul coaliției, ați spus că aveți încredere că premierul este de bună credință și își dorește o echipă performantă cu care să facă performanță. După această discuție și după toate aceste dezbateri pe care le-ați avut cu guvernul, vă mențineți acea opinie? În continuare, cred că își dorește o echipă performantă. Dar aveți rezerve în legătură cu buna credință? Mulțumesc! Vă doresc o după amiază bună! La revedere!